Sfintele taine în viața creștinului. Resursă educațională deschisă la clasa a șaptea, disciplina religie, cultul ortodox. Competența specifică vizată, C1.2, compararea unor modalități diverse de manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte de învățătură religioasă. Sfintele taine sunt lucrări instituite de Mântuitorul Iisus Hristos și ele împărtășesc oamenilor harul nevăzut al Duhului Sfânt. Sfintele taine sunt în număr de 7. Sfânta taină a botezului, Sfânta taină a mirungerii, Sfânta taină a Euharistiei, Sfânta taină a mărturisirii, Sfânta taină a preoției, Sfânta taină a cununiei și Sfânta taină a maslului. Haideți să descoperim împreună mai multe informații despre fiecare din cele 7 sfinte taine. Sfânta taină a botezului este taina prin care, prin întreita cufundare în apă, în numele Sfintei Treimi, ni se iartă păcatul strămoșesc și păcatele personale săvârșite până atunci și devenim creștini, adică membrii ai Bisericii lui Hristos. Versetele biblice de instituire a Sfintei Taine a Botezului se regăsesc în Sfânta Scriptură, la Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Următoarea taină, care se face imediat după botez, este taina mirungerii. Sfânta taina mirungerii este taina prin care, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, la principalele părți ale corpului, proaspătului botezat îi se oferă harul Duhului Sfânt. Versetele biblice de întemeiere a Sfintei Taine a Mirungerii se regăsesc în Sfânta Scriptură la 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 21 și 22. Sfânta Taină a Euharistiei, împărtășaniei sau cuminecăturii, este cea mai importantă taină, deoarece, dacă prin celelalte taine primim harul Duhului Sfânt, prin taina Euharistiei ne unim cu însuși Mântuitorul Iisus Hristos, împărtășindu-ne sub forma pâinii și a vinului cu trupul și sângele Domnului. Versetele biblice de instituire a Sfintei Taine a Euharistiei se regăsesc în Sfânta Scriptură la Matei, capitolul 26, versetele 26, 27 și 28. Sfânta Taină a Mărturisirii, spovedaniei sau pocăinței este taina prin care creștinul, căindu-se de păcatele săvârșite și mărturisite înaintea duhovnicului, primește de la Dumnezeu, prin dezlegarea preotului, iertarea păcatelor. Versetele biblice de instituirea Sfintei Taine a Mărturisirii se regăsesc în Sfânta Scriptură la Ioan, capitolul 20, versetele 21, 22 și 23. Taina preoției sau hirotoniei este taina prin care, prin punerea mâinilor episcopului și prin rugăciune, harul divin se pogoară asupra unui candidat, sfințindu-l și așezându-l pe o treaptă a ierarhiei bisericești, diacon, preot sau episcop. Versetele biblice
de întemeiere a Sfintei Taine, a preoției, se regăsesc în Sfânta Scriptură, la Ioan, capitolul 20, versetele 22 și 23. Taina nunții sau cununiei este taina prin care un bărbat și o femeie care se iubesc și au hotărât să trăiască împreună pentru tot restul vieții, primesc prin rugăciunile preotului harul divin care sfințește legătura lor. Versetele biblice de întemeiere a Sfintei Taine a cununiei se regăsesc în Sfânta Scriptură, la Marcu, capitolul 10, versetele 7 și 8. Și ultima taină este taina Sfântului Maslu, care este taina prin care, prin rugăciunile preoților și prin ungerea cu un de lemn sfințit, se împărtășește creștinilor bolnavi harul vindecării de bolile sufletești și trupești, precum și iertarea de păcate. Versetul biblic de instituire a Sfintei Taine a Maslului se află la Marcu, capitolul 6, versetul 13. Ca și temă de reflecție, vă rog să scrieți pe caiete o compunere cu titlul Importanța Sfintelor Taine în viața creștinului, folosind informații din această resursă educațională deschisă, Sfintele Taine în viața creștinului. Acest red a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert religie și tutoriale, în cadrul proiectului Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți, CRED.